sigur, suntem la a treia dublă, așa că nu se mai repet. Marius Zăzărescu de la Today's, dar astăzi nu vorbim despre Today's și nici despre marketing online, ci despre asociația de Search Engine Marketing și vreau să punctez câteva din elementele importante în această asociație, care e intitulată sugestiv SEMRO și o să discutăm despre ele în 3 slide. În primul rând, această asociație își dorește a fi un hub, o resursă care să se coaguleze toți specialiștii de marketing, modele de căutare, atât cei din zona de social media communication, și cei din zona de pay-per-click. Odată strânși la un loc, sigur vor avea acces la informații relevante, dar și la resurse externe. O să vedem imediat în slide-ul următor câteva detalii privind acest punct. Asociația dorește să ofere credibilitate suplimentară celor care procesează marketing în industrie și chiar s-au creionat câteva modalități prin care se pot acorda certificări profesioniștilor, certificări suplimentare, dar e nevoie celor care se ocupă de marketing în Google AdWords, dar și un nivel inițial celor care se ocupă de Search Engine Optimization și alte modalități de marketing folosit PPC. Ce important de subliniat este că această asociație se adresează tuturor profesioniștilor din marketing, nu numai celor din marketing online, tuturor oamenilor care vor să descopere tips and tricks despre search engine marketing, dar și companiilor care au un oarecare interes în această zonă, atât celor care desfășoară campanii, cât și celor care își propun să facă asta într-un mod mai bine structurat. Sigur, pentru că reprezintă industria locală, o să avem parte și de profesioniști și studii de caz din România, ceea ce ar trebui să ducă un real avantaj mai primul. Hai să mergem și la următorul slide. Iată trei motive pentru care un candidat ar fi interesat de a deveni membru. În primul rând, dezvoltare profesională, deoarece asociația își propune să aducă resurse de know-how din afară, în forma unor speaker sau, fie de caz, de la conferințele internaționale, cât și datorită networking-ului în mediul de search engine marketing, considerând că o bună oportunitate să dezvolți personal și profesional. Ne-am planificat cel puțin două conferințe în fiecare an specializate, care una să fie dedicată clienților, iar cea de-a doua dedicată profesioniștilor. Sunt vorba despre audiențe diferite și structura conferințelor, probabil că va fi una dată pe nevoile fiecare audiențe, astfel încât profesioniștii vor avea parte să-și expună studiile de caz potențialilor clienți, iar pe de altă parte vă vor putea îmbogăți cunoștințele de la speaker cu experiență mai mare. Și ce e important la finalul zilei când facem socotirile, există o posibilitate de a avea mulți, pentru că pe lângă dezvoltare profesională și personală, dar și networking, e important să punem și la capitolul financiar. Iar asociația devenind un hub, o resursă care se centralizează datele de contact ale tuturor profesioniștilor, va putea fi folosită ca și director de resurse, astfel încât va putea genera prospects sub forma unor cereri de proiecte, sub forma unor parteneriate, diverse cotări de piață de industrie. Dacă cineva este interesat să facă parte din asociație și dorește să afle mai multe detalii sau de ce nu chiar să se înscrie, vă puteți contacta, marius@today's.ro. Eu sunt președintele asociației și alături de cei care se ocupă în echipa de conducere, vă putem oferi tot sprijinul.
dați-ne un mail și am tot suportul nostru. Dacă aveți întrebări, definitiv plăcere.